Membrii USL dezbat la București listele de candidați pentru alegerile locale ce vor avea loc în vara acestui an. Locurile pe listele de consilieri sunt, se pare, negociate la sânge. Pe listele Partidului Național Liberal regăsim cele mai importante schimbări. Șeful PNL Mehedinți, Liviu Mazilu, se pare că nu va participa la acest scrutin, iar garda veche a partidului revine în forță. Am înțeles că au fost definitivate listele pentru Consiliul Județean și... Nu cunosc. Dar intenționați candidați la aceste alegeri locale? Da. Pentru un post de consilier județean? Da. Mai este, ne mai puteți spune cine se mai regăsește pe listă? Am înțeles că domnul Mazilu nu se va înscrie la aceste alegeri. Am auzit că nu. Fostul europarlamentar, Alexandru Ioan Morțun, nu a recunoscut că va candida la Consiliul Județean, dar surse din interiorul partidului au confirmat că acesta s-ar afla pe un loc eligibil. Intenționați să candidați la alegerile locale pentru un post de consilier județean? Nu, n-am luat această decizie. Au fost definitivate listele de consilier județean și local? Nu s-au definitivat, dar nu am deocamdată această intenție. Președintele PNL, Liviu Mazilu, nu a dorit să comenteze pe marginea acestui subiect. O întrebare scurtă. Nu pot acum, îmi pare rău. Candidați la alegerile din 2012? Nicolae Tudorescu, președintele Partidului Conservator, filiala Mehedinți, a declarat că formațiunea politică pe care o conduce are un mandat pentru negocierile de la București. Ei cer ca PNL și PSD, partenerii de Uniune, să renunțe la candidații USL pentru primăriile a 6 comune mehedințene și să susțină reprezentanții PC. Cred că 5 primari, cred că 12 viceprimari și 60-70 consilieri până la 80 pe aici. Dacă este să vorbim despre Consiliul Județean, aveți vreun candidat între primii? Deci cred că în listele eligibile sunt unul sau doi. Să vedem. Deci astea sunt încă în discuție. În ce comune sunt candidații ai Partidului Conservator? Primul, Bănjul Mare. Și cine este acolo, domnul Trancotă? Trancotă. Șmian Armașu, Ponoare Romica Popescu, Vrata Mitică Căpățână, Orșova Negulescu. Atenție, sunt candidații Partidului Conservator propuși pentru a fi USL. Mai e la Miloșescu la Oprișor. Șeful PSD Mehedinți, Adrian Duicu, a fost de negăsit pentru a comenta negocierile USL. Bine ai venit! Momentan, numărul de telefon pe care l-ai apelat nu este disponibil. Oficial, candidații USL pentru alegerile locale vor fi lansați pe data de 25 martie.